Târgujenii fără locuință îngroașă rândurilor celor care depun cereri la primăria Târgu Jiu pentru a fi sprijiniți în vederea obținerii unui loc într-un bloc ANL sau o locuință socială. În prezent sunt depuse aproximativ 2000 de solicitări de la târgujenii care nu au acoperiș deasupra capului. Cei mai mulți speră să obțină o locuință de tip ANL. La ora actuală avem depuse peste 1600 de dosare pentru ANL, în ceea ce privește locuințele sociale, care sunt un domeniu separat pentru târgujieni. Acolo numărul este de 360 aproximativ. Tinerii sunt cei care au asaltat primăria Târgu Jiu cu cereri. Cât de greu este să cumpărați o locuință în ziua de astăzi? Foarte greu. Vorbesc din experiență și e foarte greu. Mai ales pentru tineri. Un ajutor de la primărie, în acest sens? Nu. Cred că este foarte greu în ziua de astăzi, mai ales pentru cei tineri. Da. Veți încerca să obțineți o locuiță timp ANL, poate? Poate. Să vedem, am înțeles că șansele sunt foarte mici, sunt foarte multe cereri și asta este foarte greu. Mai sunt bani? Tocmai că nu prea sunt, criza asta ne afectează cam pe toți și depinde, nu se mai găsesc salarii, salariile care se găsesc sunt foarte mici, locurile de muncă sunt slabe. Ați încercat să obțineți vreo locuință tip ANL sau socială? Nu, că deocamdată sunt elev. Primăria Târgu Jiu are în prezent în construcție circa 120 de locuințe sociale pe care municipalitatea speră să le finalizeze în acest an și alte 600 de locuințe care vor fi create prin programul inițiat de Ministerul Dezvoltării și Turismului.